Cu toate că în ultimii ani au fost mai multe propuneri privind demolarea turnului, care este cea mai înaltă construcție din Târgu Jiu, autoritățile nu au dus niciodată până la capăt această idee. Turnul urma să fie pus în funcțiune în anul 1990, însă proiectul a fost abandonat în timp ce o parte dintre terenurile din zona au fost retrocedate foștilor proprietari. Toate instalațiile și structurile metalice au fost tăiate și date la fier vechi sau au fost refolosite în alte scopuri. Directorul tehnic al primăriei Târgu Jiu, Marius Ionescu, a declarat că în ultimele luni au luat legătura cu mai mulți specialiști pentru a-i găsi o utilitate fostului turn de evacuare a fumului. Principiul de bază ar fi ca turnul uriaș să fie transformat în atracție turistică, în vârful acestuia să se poată amenaja un restaurant, un observator astronomic sau o platformă pentru practicarea sporturilor extreme. S-au făcut opțiuni pentru montarea unei turbine eoliene, pentru că există acel tiraj prin interior și probabil când o să-și facă acele calcule să vadă dacă se pretează. De asemenea, au fost, să spunem, sugestii privind partea de parașutins, parapantă și nu în ultimul rând chiar un observator astrologic la acea înălțime sau amenajarea unei platforme ca și o vizualizare a orașului din punct de vedere al panoramei pe care o oferă această cotă. Sunt idei mărețe, idei îndrăznețe, cu siguranță pentru perioada 2015 vom face o expertiză a acestei construcții, ca pe baza acestei expertize să putem să luăm o decizie în vederea ofertării pentru oricine dorește, un potențial investitor care să aibă sursele de finanțare și eventual să facă o propunere în vederea folosirii pentru comunitatea acestei construcții. Deși autoritățile vin cu tot felul de idei năstrușnice privind găsirea unei utilități publice pentru turnul de fum din zona CET, toate s-au dovedit doar vorbe în vânt și fantezii irealizabile.